Șeful adjunct al secției Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție din Șoldănești și subalternul său au fost reținuți cu mită. Potrivit CNA, aceștia ar fi cerut de la un bărbat 200 de dolari și 50 de euro. În schimbul banilor, cei doi urmau să nu-l tragă la răspundere pe bărbat pentru provocarea de vătămări corporale grave. Potrivit Centrului Anticorupție, cei doi polițiști i-ar fi promis că vor influența și medicul legist ca expertiza dată de el să fie în favoarea lui. Operațiunea de reținere a avut loc chiar în Inspectoratul de Poliție, în timp ce suspecții ar fi împărțit banii. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru trafic de influență, iar cei doi riscă până la 6 ani de închisoare.